Salutare tuturor. Eu sunt de Link și bine v-am regăsit la un nou videoclip alături de Ivita mea Cristina. Bună. Este un car vlog mai deosebit, mai special. Cred că știți motivul pentru care Cristina este acum la volan. Am rămas fără permis, cum ați văzut în penultimul videoclip. Care -am, pe care l-am postat. Ideea este că aici, Cristina, astăzi cel puțin, nu este pentru prima dată la volanul audiului. Ea l-a mai condus de câteva ori, dar niciodată nu am avut ocazia să filmăm și să își expună părerea despre mașină, să vedem cum mi se pare ei. Eu cam știu care este părerea ei, dar să vă spună și vouă cum mi se pare. Mai... Că te întreb un pic, dar în spate eu scrie un 4 Mamă, chiar! <laughs> cum s-a nimerit? Mamă, vă ce ciudat, da, e un Z4 și îl știu pe băiat, este un prieten de-a lui Hela. l-am, mai văzut prin drumul taberei, îl parchează, îmi pare rău că voi nu aveți cum să-l vedeți acum. Nu m-am gândit făcut să... drept. Da, nu m-am gândit să pun și o cameră în spate, dar cine s-ar fi gândit să pun o cameră în spate? Nu cred că era caz oricum. Da, dar oricum era mișto, era mișto Z4. Da, așa cum spuneam, Cristina n-a avut niciodată ocazia să-și spună părerea. Eu cam știu despre ce este vorba în, în viziunea ei, dar facem acest vlog și pentru că urmează să vindem Audi și nu o să mai avem mult timp alături de el. Pleacă de la noi. Da, pleacă de la noi, deși ne place da. foarte mult. Mai ales Cristinei. Uite, hai, te las pe tine să spui cam. Atunci când am luat mașina, ce ți-a plăcut cel mai mult la unii? E, e, tot. Știu, tot. <laughs> -am deci îmi place foarte mult cum se simte când nu conduci, mai ales. Da. Interiorul da. e foarte mișto. Uh, efectiv tot, nu știu. <laughs> Și cum se mișcă volanul când vii race. Da, nu... Și culoarea mașinii. Adică mi se pare că mașina asta arată genial de bine pe alb. Adică am văzut-o și pe culori închise, nu e, nu. Parcă e altă mașină, sincer. Da, nu, nu. Și dacă ți-amintești atunci când rezervase mașina, nu trebuia să fie asta. Era, da, da, trebuia era să fie una, altă mașină. Și da. va cu o culoare închisă, oricum. Da, era Sincer, foarte nașpa, adică eu nu eram așa încântată de ea. Avea și scaunele nasoale, da, erau niște avea um, interiorul... maro ceva, parcă da. era. Da, avea interiorul diferit și, și măcar nu era interiorul sport, era un interior de la Basic, într-adevăr era din piele, dar avea alte dotări pentru care eu voiam mașina aia o voiam pentru, pentru, stopuri, pentru faruri, mă rog, nu intrăm acum în discuții, că am mai discutat despre acest lucru, dar atunci când am luat mașina, am venit cu ea de la Cluj, de fapt de la Oradea, ne-am oprit la Cluj la prietenul nostru Andrei, m-am și tot drumul, că și ne-am amintesc când spunea, doamne, cât de confortabil e în dreapta. Da, așa zic mereu, deci mereu <laughs> când mergem undeva și ne întorcem acasă, zic, da. mamă, parcă nu aș mai da jos din mașină, atât de confortabilă e. Nu, într-adevăr e foarte confortabilă. Apropo, dacă vi se pare dubios că nu avem Waze-ul aici, eu am un telefon separat pentru Apple CarPlay și telefonul ăla uh, și-a pierdut bateria, adică a rămas o baterie într-o săptămână, deși eu l-am mai ținut o săptămână în mașină, n-am avut probleme, văd că s-a descărcat, poate o să pornească CarPlay-ul între timp când se va încărca și telefonul, dacă nu, oricum, na, avem Waze-ul pus aici, nu-i problemă. Da, Audi este foarte confortabil, adică nu mă așteptam bine, mai ales că, uite, Cristina venea, adică noi am avut golf am avut z 4 și ambele erau foarte rigide. Și când am luat Audi, într-adevăr, s-a simțit diferență colosală pe partea sa de confort. Și știți și voi că atunci când am optat pentru Audi, am vrut ca mașina asta să fie o mașină de daily, să fie o mașină care consumă puțin, nu am vrut ceva extravagant. Ei bine, uite, nou, adică mie asta îmi lipsește acum după ce am vândut Z4, îmi lipsește puțin sportivitate din partea acestei mașini. Nu că nu ar fi sportivă, adică nu știu, Cristina, ce uh, e cum ți se pare? Bine, acum e în Comparativ bine. cu ce? Nu știu, cu alte mașini pe care le mai Cu a mea? Da, bine. Da, <laughs> nu se compară ori, de seama. <laughs> da, a, mea a mea e sina, 1, 2. Da, are un motor foarte econom, mai ales că e și ușurică mașina, na, nu aștept de la un motor de 1-2 putere, oricum. Da. Și acum, sincer, chiar simt nevoia de mai multă putere. Te-ai obișnuit, da. Te-ai obișnuit, avem aici un 530E. Asta e în seria 5, adică știți că noi vânăm un în seria 3. Da, uite, pe alb chiar nu-mi place. Efectiv, nu-mi place BMW-ul la bine, pe alb. Parcă nu arată bine pe alb BMW-ul ăla. Bine, era seria 5, dar oricum se aseamănă cu seria 3. Nici de vrei tu nu arată bine pe alb. Nu arată bine și, cum am mai spus, Băi, e aproape ca la de poliție. Bine, poliția are un pic modelul superior, dar... Bine, e total, ala de poliție. Total, da, Nu, de da, seama. doar că are niște este pe <laughs> el. Da. Băi, și când m-a oprit poliția, cu ăla m au oprit <laughs> un, un BMW de la nou mi-a luat permisul. Da, mm. băi, uite, a trecut o săptămână, hai să vă spun așa un pic, a trecut o săptămână și nu vine să cred că a trecut foarte repede, uh, nu, 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 simt momentan nevoia de permis, e ok, oricum urmează mai multe, mai multe Uh, discuții despre subiectul ăsta într-un videoclip viitor. Hai repede să spunem, deci, Audi ne place foarte mult că este confortabil, uh, nu zătrește nimic de la mașină, adică este nou, ai dotări, ai tot ce vrei. A, și încă ceva, că noi când am luat mașina da. nu s-a simțit ca și cum ar fi fost folosită. Băi, adică da, dar, chiar s-a da, simțit. simțit că am luat o mașină nouă. Deci, am luat mașina asta la 100 da, de Avea miros sau ceva prin ea, totul da. se simțea nou, totul era nou. Da, 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 da. asta a fost tare, adică. Eu am luat mașina în 2021, ea era fabricație 2018, pe martie, ceva de genul, nu. Uh, și când am luat-o, avea 164.000 de km, dar jur avea 3 ani vechime la momentul respectiv, nu se simțea ca o mașină uzată. Adică nu se miroseam mișto, ea era foarte curat, uh -huh. Totul era ca o mașină nouă din showroom, Da, nimic -o. nu era uzat, nimic. Da, nu, adică, nici nu acum nu este. Da, nu, nici acum nu și-a pus amprenta nimic, adică timpul, să zic, vechimea în sine, da, nu patina timpului. Fă. Cu mare grijă aleg de mașină, eu n-am văzut și ceva la nimeni. Da. O spală săptămânal sau chiar de două ori pe săptămână <laughs> și interiorul mereu curat, tot trebuie no. să fie. Eu, Nici un un pic de eu am un aspirator doar pentru mașine de la mică, adică ca să da. înțelegeți, eu Așa am două adevărat. rânduri de preșuri. <laughs> Așa de obsedat este. Da, da. Băi, și poate vi se pare ciudat că luăm mașina și ziceți, păi, dar de ce o vindeți dacă vă place așa mult? V-am zis că eu vreau puțină putere și știu că pot să fac soft, am mai multă putere, dar nu vreau, nu vreau. Adică nu vreau de la un diesel așa nou să mă apuc să-i fac stage și chestii, că nu nu e ok momentan. Adică ați văzut, am avut golful diesel, l-am făcut modificat, nu mai vreau să trec în asta. Și în plus, să mai bine să ai... Uh... Benzină, pentru oraș. Da, da, pentru oraș și mai bine benzina, pentru, pentru poluare. Uh, na, la drum lung, într-adevăr, poți să zici că dieselul este mai, mai ok pe partea asta. Păi pe <laughs> Da, pune GPL-ul. Da. <laughs> așa că vrem un seria 3, v-am zis, mai sportiv și să fie și economic că o să fie hibrid. Eu așa sper, mai avem până atunci, uh, dar uh, o să ne lipsească de la Audi Comfortul, știi, nu? Da, nu știu, am Pentru avut că discuția asta. Seria 3 ăla nu este așa de confortabil, este mult mai rigid. Chiar ne întâlnisem cu Colo, dacă îți mai amintești acum vreo două luni sau ceva de genul, când pusesem... Sper uh... că Că mai îmi cade părul pe microfon. Se aude, nu-i problemă. Și ne întâlnim cu Colo și, și, și el ne-a spus că, bă, nu, e rigid de o mașină. Nu știu dacă, dacă o să te încânte. Pentru că, na, Audi mereu e renumit pe confort. Audi A4, în general. Audiurile care au suspensia multilink, de fapt. Mm. Da. Ei, e Dacă nu-l acum, când îl mai Păi asta zic, wow, acum trebuie să încerci tot și să ai. Adică, na... Da. Exact. Da. E un pic parcă și mai înghesuită la, la, interior, dar noi nu luăm mașina pentru alții, adică în față e ce trebuie. În spate, într-adevăr, e un pic mai, mai înghesuială decât în Audi, dar și în Audi mi-e nu prea îmi se pare încăpătoare în spate. Uh, și nu-mi place faptul că modelul ăsta de Audi nu am nimerit eu cu bancheta rabatabilă. Eu nu știam că există Nici nu știam opțiune. dacă e o asta. Dar, dar, nu știam că există opțiune pentru așa ceva. Am fost jucat când am văzut că nu are bancheta rabatabilă și atunci când mai vrei să ieși tu, nu știu, ceva din Ikea, o chestie, o... Uh, Na, tot cursa mea e mai încăpătoare da, am luat cu Corsa, adică cu Corsa am cărat mult s am cărat o grămadă <oșul> da, n-au din cap efectiv nici când vreau să schimb jantele trebuie să vină tatăl meu, bine, ai putea să le pui pe banchetă dar nu vreau eu să le pun pe banchetă și așa știa, că ai putea să pui și în față dar n-am vrut să stric na, ă, buretele scaunului sau al banchete, adică am preferat să vină tata cu altă mașină și să-mi care ă, mașina respectivă jantele și tot da e, Poate v-ați să seama din titlu și noi nu am abordat subiectul ăla, dar urmează să plecăm undeva, o de tot, suntem foarte. Oare să zicem? Păi spunem, nu spune că avem, adică următorul vlog s-ar putea să fie de acolo sau nu, o să fie cu bicicleta, și după vlogul cu bicicleta o să fie de acolo direct. Eu așa zic. Deci le spunem, uite. Mm -hmm. Plecăm Vre. undeva, o de tot. M-am uit, asta, nu-ți place deloc ție. Bine, acum e weekend de liber, dar în cursul săptămânii cred că e haos nu știu cum se vede. Uite, eu am cumpărat acum un GoPro special pentru vacanță, pentru, pentru, cadrele pe care le vom filma acolo. Aveam nevoie de un GoPro nou și să fie na, de calitate superioară celui vechi. Adică eu am un GoPro Hero 5 în stânga, care filmează în față, dar... Main camera, acum am pus GoPro, să-l testăm, să vedem cum filmează. Apropo, spuneți-ne și voi cum vi se pare calitatea. Uh, sunt tare curios cum este și stabilizarea Pentru că a fost o groapă mai devreme și chiar Vreau să văd cum... Uh... E plin de canale pe aici Da, e plin de canale, n-ai cum să le ferești Și dacă îl ferești pe unul, dai în altul, adică, nu da? Și știți că eu puneam, mă, uite câtă poliție în față Aolo! <laughs> Oricum, mașina este stock, asta mi-a plăcut foarte mult După ce am băut Golful că mașina asta arată foarte bine Mai ales acum cu bara de RS4 uh, Și, băi, nu Mă oprește poliția, adică Asta îmi doresc, îmi doream foarte mult uh, și na, la golf știți și voi ce probleme am avut. Da, înainte aveam, aici unde este GoPro, aveam uh, telefonul și filmam cu el și gopro era în stânga. Am zis să schimbăm, să vedem cum, cum este acum, că testăm. Pentru că plecăm într-o într -o destinație superbă, ieșim pentru prima dată de pe continentul european. Atât eu cât și Cristina nu am mai fost niciodată uh, și mergem în... Dubai! Dubai, ca piață ca în rai, nu? Da, băi, din ce am auzit și de la prieteni și din ce am mai văzut pe internet, este superb acolo. O să mergem în Dubai, o să stăm o săptămână. O să stăm, de fapt, 5 zile în Dubai și 2 zile în Abu Dhabi, pentru că și acolo avem lucruri de făcut și activități și vrem să vedem. Abu Dhabi este capitala, dar Dubai este un pic parcă mai dezvoltat decât capitala și avem foarte multe... Um, e nu neapărat mai dezvoltat, dar mai mediatizat. Adică, uh -huh. toată lumea când zice Dubai, nu mai acolo. Adică, da, deși, da, când zici, și în Abu Dhabi e foarte frumos și acolo. Da, și ca chiar și merită pont, și acolo de ca și pont, Deși o să vă mai dăm. În Abu Dhabi sunt cazările un pic mai ieftine, biletele Da, Dar nu avion, doar cazările, adică tot în ce am auzit da. totul e mai ieftin acolo. Da, o să vedem și noi uh, cum o să fie. Uh, suntem tare nerăbdători. Ideea este că avem foarte multe activități pe care le vom face și am luat GoPro ăsta pentru că, atenție, vă dăm acum cea mai tare, cel mai mare spoiler. O să mergem și o să notăm cu delfini. Băi, o să ne ținem de delfini și delfinul o să noate și o să ne jucăm cu ei și trebuia neapărat să avem filmarea asta. Adică este o activitate pe care trebuie neapărat să o imortalizezi acolo, să o ai pentru totdeauna. Să și sperăm că putem, asta e chestia. Am să... vorbit tot așa și Colo a mai fost acolo, dar el a fost în parcul ăla, dar nu a notat cu delfinii, nu știu, poate n am mai ajuns, trebuie să-ți iei un pic bilet și din timp și să te duci în prima parte a zilei, în ce am înțeles. Și el mi-a spus că aveai voie cu GoPro, dar trebuia să ai de la de plutit în apă. În caz că scade din mână să plutească, nu știu de ce. El mi-a zis că e safe dacă ai chestia aia, deși și unii s-ar putea să mai te întrebe gen de sănătate, ca să zic așa. Adică trebuie să fie cumva pregătit și înarmat cu răbdare să le explici că tu vrei să filmezi. <gângă> nu știu, să vedem. Eu zic că reușim cumva. Oricum o să ne facă și niște poze acolo, adică o să fie super. Și pe lângă asta o să mergem și în deșert, o să mergem cu ATV-ul, să mergem în safari, o să facem foarte multe lucruri, foarte multe activități. De abia așteptăm, suntem foarte nerăbdători, sperăm să vă uitați, să vă placă și vouă experiența pe care noi o să o trăim acolo. Sunt și eu foarte excited pentru că este ceva nou pentru noi da Da. și ia uite avem aici parcă au renovat un pic gardul ăsta l-au mai vupsit sau l-au mai trecut eu de sau l-au spălat parcă de la uh, Palatul Parlamentului da da, păi uite comparativ cu ăla cum e da, 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 da nu. uite, chiar e diferența da, 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 da. nu știu dacă se vede pe cameră dar, mă rog bun, și acestea fiind spuse nu știu nu vreau să fiu un vlog foarte lung nu știu cât am filmat până acum uh, cred că Aș putea să-mi dau seama, ia stai așa, să ridic cotiera. Avem aici, ia să ne indic, cât timp filmăm, de 14, de 13 minute, cam așa. Bă, este ok, nu știu. Uh, mai voiam să spunem ceva, am omis ceva din ce ne-am plănuit, Cristina? Mm, nu știu. A, A apropo... nu vrea să mă lase ăsta, s-a băgat. <laughs> da, da, e și el cu Audi, tot de -asta, da, Nu e prioritate de Audi aici. A, da. păi de la Bine, nu mai zic la <laughs> Cristina nu-i plac mașinile break sub nicio formă. Și asta este un A4 break, la fel ca al nostru gen generație, ca nu nostru doar că este break. Uh, apropo, aștept comentarii să-mi spuneți cum vi se pare că conduce Cristina. Să vedem uh, cum... A, așa cum a venit toți hateri oh, cu o mână! <laughs> nu, con conduce oh. foarte bine. Nu, con oh. pe n-ai nevoie neapărat de două mâini, adică ești așa că sunt, am văzut foarte mulți hateri. <laughs> Peste tot, nu scap da, de ei. Da. Nimic da. nu le convine. <laughs> Trebuie să fie ce Mai ce ceva de comentat. Da, exact. Eu sunt de părere că na, conduci foarte bine, adică mereu mi-a plăcut niciodată, n-am stat cu emoții, niciodată n-am avut na, frică, să zici. Adică, mai ales când a condus și la drum lung, când n-am mai venit toată, adică nu e prima dată, mai ales când conduci Audi, dar să vedem, o să mai facem, deci dacă strângem peste 500 de like-uri, o să mai facem carvul cu alături de Cristina, dacă o să vezi și voi și mai ales când o să vină noua mașină, să vedem cum mi se pare Audi versus seria 3, adică na, A4 versus seria 3, vreau să zic să vedem și punctul de vedere. Na, v-am zis, mașinile sunt un pic diferite, adică de acolo avem putere mai mare, clar o să urce balanța aici, dar pe partea de confort s-ar putea să nu... Care se văd să acum? Nu cred că se văd. Din ce am văzut pe preview, nu se văd, trebuia să pun camera un pic așa, nu se vede. Oricum, mai facem vloguri și cu steluții. Ați mai văzut steluțele oricum și în car carvlogurile când mergeam spre muncă. Referitor la permis, am văzut că au mai apărut întrebări pe Instagram pentru că probabil n-ați văzut clipuri de pe YouTube. Am rămas la permis pentru că am depășit o coloană de 2-3 km, am depășit pe dreapta intermitent și m-am pus primul la semafor. N-am nimic de obiectat, mi se pare perfect normal ce s-a întâmplat. Adică, dacă greșești, plătești. până urmă, 30 de zile nu mi se par o eternitate mai ales când o să și plecați în Dubai, o să treacă repede timpul. Deja prima săptămână pentru mine, băi, a trecut super, super repede. Telefonul meu săra cu. Da, că dacă leșină. nu avem carplay-ul pregătit ce să facem, am pus acolo telefonul. Uh, a trecut foarte repede. Ia uite, uite, asta e mașina. A, da? Da. da, da. A? Și e griu ăla și de spuneam eu că parcă nu e așa da. rău. Tot mai bine, parcă e mai da, albastru sau portugală. Da, albastru sau portugală o să căutăm, dar uh, și griul ăsta arată foarte fain. Mm -hmm. Adică da, nu, e nu e un gri de la simplu, așa, nu știu. E un fel, dă un pic spre Nardo gri, dar nu e chiar Nardo nardogri. Da, interesant. Uh, da, băieți, v-am zis, mai avem trei săptămâni de permis, dar de pieton. De permis. <laughs> de permis, Permis <laughs> <ia>. de pieton. <laughs> da, permis de pieton, dar o să treacă repede. Uh, gata, cam aici ne oprim cu carvlogul scurt și la obiect nu avem... Ah, hai să o dăm pe sport! Acum, că n-am un <laughs> să pus mă dăm? roșu, da. <laughs> Efectiv. Data viitoare, dacă se strâng și se de like mergem și pe sport. <laughs> Bine, ceau! Pa! Pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y de link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!